ziua, domnul deputat Remus Borza este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Borza, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Mulțumesc și pentru invitație. Ministerul Justiției a publicat astăzi rapoartele GRECO. Puține progrese pentru România, corupția rămâne o problemă, se cere desființarea secției speciale. Credeți că PSD are de gând să ia în calcul aceste recomandări din cele două rapoarte? Nimic nou sub soare în ceea ce privește pressing-ul la care România este supusă în ultimii ani de aceste organisme internaționale. Fie că vorbim de Comisia Europeană, că vorbim de Comisia de la Veneția, se arată mai nou aceste rapoarte GRECO. E o marotă pe care o mestecăm de dimineața până seara, o aruncăm din gură în gură, de la vlădică până la opincă, România cât de coruptă. Suntem de o inconștiență inimaginabilă, pentru că nu realizăm care sunt efectele unei atare campanii de demonizare a unei națiuni întregi. Ne mirăm de ce nu mai vin investitorii străini. Păi cum să mai vină? Câtă vreme asta, de la președinte și până la ultimul trăitor dintr-un sat izolat în munte, cât de hoți și de corupți suntem. Evident că nu mai are curaj să placeze niște sute de milioane de euro investiți în România, că îi le furăm. România nu este mai coruptă decât Marea Britanie, decât Germania, decât Franța. Nici pe departe. România nu are valori endemice în, sub aspectul corupției, precum în țările occidentale. Sunt la fel rapoarte în care companii mari din Belgia, Franța, Germania dau mită de ordinul zecilor de milioane de euro ca să obțină contracte. Na, sigur, în România vorbim de mica ciupeară, l-am prins pe nașul cu 50 de lei, pe medicul cu 100 de lei, pe profesor cu o meditație cu 200 de lei, asta este corupția. De vreo 10 ani de zile, sub imperiul acestei strategii, n-am făcut altceva decât să decimăm elitele țării. Că se cheamă elite politice. Am înțeles, încă suntem tributari unei anumite percepții și mentalități, toți politicienii sunt corupți, toți oamenii de afaceri sunt toți, deci locul lor e la pușcărie. Rămânem noi care noi să trăim într-o deplină armonie, în promiscuitate și în sărăcie. O națiune are nevoie de elite, chiar și elite politice. Nu mai vorbesc că această campanie începută prin 2005 odată cu înscăunarea lui Băsescu la Cotroceni a decimat, după cum spuneam, elitele politice, economice, culturale, academice și chiar confesionale. Sunt alte fenomene care atentează mult mai grav și mai profund la tot ce înseamnă securitate economică și socială, și mă refer în primul rând aici la evaziune fiscală. Are dimensiuni apocaliptice în România. România pierde 16 miliarde de euro în fiecare an din evaziune fiscală. Nimeni nu a făcut o socoteală cât pierde România din așa zisa mare corupție. Noi nu acoperim cheltuieli de funcționare cu DNA-ul, de exemplu, din ce recuperează această instituție atât de galonată. Deci nu acoperim salariile procurorilor, a aparatului tehnic judiciar din recuperările pe care cu emfază ai văzut la bilanțul odată pe an ni le prezintă. Pe când din coace pe evaziune fiscală avem o sumă, avem un număr și apocaliptic 16 miliarde de euro pe care le pierdem an de an. Înseamnă 15 autostrăzi pierdute în fiecare an Sibiu-Pitești. Deci România nu este mai coruptă decât o altă țară, ar trebui să ieșim dintr-o atare retorică păgubasă de-a dreptul și umilitoare pentru noi ca cetățeni europeni, ca națiune. Nu putem tot timpul să mergem cu capul plecat și ai mai întrebat dacă PSD-ul va renunța. Probabil. Probabil pentru că suntem într-o atitudine dintre asta de capitulare necondiționată. Am fost la Bruxelles acum 3 săptămâni, am venit cu Tudu Listu și de atunci gata. Nu mai sunt o prioritate codul penal, codul de procedură penală, nu mai e o prioritate secția de investigare a infracțiunii de injustiție înfierată cu atâta mânie proletară în acest raport GRECO, deși este aberant și ar trebui să înțeleagă toată lumea, chiar și cei fără studii juridice. Adică la DNA aveam peste 3000 de dosare făcute magistraților. Trebuie să fim înțeleși. În România nu avem sute de mii de magistrați, avem doar 7000, dintre care vreo 4000 de judecători și vreo 3000 de procurori. Ca la aproape jumătate dintre ei să le instrumentezi dosare și să le ții la naftalină,
la dospit, cu ani în nelucrare, în scop de șantaj, sau să-i arăți pisica unui judecător dacă nu dă un mandat de arestare, de interceptare sau o hotărâre de condamnare, ți se pare corect? Noi am creat această instituție, secția de investigare a infracțiunilor în justiție, tot în cadrul, în interiorul parchetului general, i-am dat o autonomie lărgită, precum altor două direcții din cadrul parchetului general, nu-i mai cu moț, SIJ-ul ăsta, are aceeași autonomie precum DNA sau precum DICOD, funcționează ca entitație în cadrul parchetului general, respectând toate principiile care guvernează activitatea judiciară și care sunt statuate în legea 303, în legea 304/2004 privind statutul magistraților și organizarea judiciară. De ce se pune accent așa mare pe desființare? Doar la noi, sigur, pentru că deja această secție are suficiente garanții ca să nu mai asistăm neputincios la aceste erori judiciare și abuzuri pe care voi, presa, le-ați devoalat în ultimii, mai ales în ultimii 5 ani de zile. Și aceste abuzuri au fost constatate în primul rând nu de către un politician X sau Y, ci de Curtea Europeană Drepturilor Omului, care a sancționat România în ultimii ani de zile în peste 1000 de dosare. Norvegia are 52 de condamnări din 1960 până astăzi, iată, în 70 de ani. România în 20 de ani are peste 1000 de condamnări de încălcări flagrante ale drepturilor omului. Aceste derapaje au fost constatate, iată, și de Curtea Constituțională și în special în ograda în alte curs de casație, de la care avem pretenția cât se poate de justificată să fie instanța care cel mai abitir aplică legea în litera și în spiritul ei și nu opțional și facultativ, pentru că de-aia am avut nereguli în ceea ce privește compunerea completurilor de 5, deși legea spunea toți membrii completurilor de 5 se trag aleatorii la sorți, aici era mai cu moți, președintele era din oficiu, la fel am semnalat această neregulă și în ceea ce privește completurile de 3, câte vreme avem o lege specială care derogă de la dreptul comun și mă refer la legea 78/2003 privind sancționarea faptelor de corupție și care cere completuri specializate. Instanțele din țară s-au conformat și e normal, în primul rând, magistrații să se conformeze legii, procurorii și judecătorii. Și au înființat complete specializate la nivelul tribunalelor și curților de apel, pentru că nu este normal ca un judecător care judecă infracțiuni de drept comun, o babă violată sau o găină furată, să judece și dosarele de mare corupție. Și de-aia s-a cerut o anumită specializare. Și tocmai în alta curte de casație, până nu ne controlează nimeni, că noi suntem ultima instanță. Hotărârile noastre nu mai sunt supuse niciunei căi de atac. Suntem, cum să spun, avem inamovibilitate, imunitate și suntem intangibili. Dar această practică trebuie să înțelegem și să avem reprezentarea faptului că a fost nelegală și a fost perpetuată, iată, din 2003, timp de 14 ani. Și aruncăm acum cu noroi în Curtea Constituțională. Bă, dumneavoastră, e rușine, uite ce au făcut. Păi ce trebuia să închidă Curtea Constituțională, care e tocmai garantul, ultimul garant al respectării Constituției și a conformării tuturor legilor prin raportare la legea fundamentară a țării. Ce trebuia să zică dacă se închidă ochii la o practică nelegală a cele mai înalte instanțe judiciare din România? Soluția era cât se poate de firească. Dar recomandările, că de aici și, hai să mergem la DEX. Dar sigur, totul se ambalează de o manieră politicianistă, demagogică, populistă, electorală. Vorbim de recomandări. Comisia de la Veneția dă recomandări. Raportul Greco dă recomandări, dar nu vizează doar România. Dana Gârbovean, președintă Asociației Magistraților în România, a făcut o radiografie extraordinar de argumentată, de exhaustivă, privind soarta acestor rapoarte în toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Iată, te rog, tu, cei care se uită la noi, să încerci chiar și pe diagonală 5 minute să citească acest material al președintei Asociației Magistraților în România, să vedem în ce măsură în Marea Britanie sau în Germania, de exemplu, Germania, nu, motorul economic al Europei, puritanii lui Angela Merkel, nici nu au publicat raport, e confidențial, dar du-te în Franța, la fel, unde s-au
unde s-a, acum vreo 200 și ceva de ani, semnat Declarația Universală a Drepturilor Omului. Nici acolo, o să vezi că avem recomandări pe toate aceste state, Spania, Italia, Belgia, Marea Britanie, Germania, Franța, după cum spuneam, între 7 și până la 22 de recomandări. Și o să vezi în dreptul fiecărei țări câte din aceste recomandări au fost implementate. Nici într-un caz 100%, ci maxim 40-50% și toate au fost implementate de o manieră satisfăcătoare, adică nu ad literam. Păi dacă mergem la DEX, asta înseamnă recomandare. Ori statul România nu este o colonie. Legile țării nu se fac la Bruxelles, nu se fac la Strasbourg, se fac în București, bune sau proaste. Obligația procurorilor și a judecătorilor este să le respecte, cum ar fi ele, bune sau proaste, după cum obligația de serviciu este să te duci să asiguri vorumul și să participi la deliberările CSM-ului. Obligația de serviciu, încălcarea unei atare obligații, e infracțiune. De asta nu înțelegem. La fel și greve și manifestații pe holurile tribunalului, nu știu care, sau a curții de apel, tot infracțiune se cheamă. Contravine statutul magistraților. Deci iată că am creat o categorie socioprofesională care are imunitate la orice, inclusiv și implicit la lege. Ori aici este marele derapaj de la acest statut al României de stat democratic și în care funcționează sau ar trebui să funcționeze principiul separației puterilor în stat. Putere judecătorească, putere executivă, putere legislativă. Ori puterea judecătorească încearcă să-și subordoneze prin aceste acțiuni de intimidare și de forță, prin aceste dosare, unele dintre ele politizate, că iarăși din păcate asistăm la un exces de politizare actului de justiție și spuneam foarte bine un mare liberal, Aristotel Căncescu, senator al României, vreo 4-5 mandate, președintele Consiliului Județean Brașov, a spus, în anii 90 noi ne-am luptat liberalii să scoatem politicul din justiție. Acum trebuie să ne luptăm să scoatem justiția din politică. Adică trebuie să avem, de aia vorbim de acel echilibru just și perfect între cele trei mari autorități și puteri. E doar în Constituție, e doar pe hârtie, în realitate nu se mai întâmplă lucrurile astea. Deci România, plecând de la articolul 1 din legea fundamentală a țării, este un stat național, unitar, indivizibil și suveran. Ori, prerogativa legislativă este atributul suveran și exclusiv al Parlamentului României. Nu al Comisiei de la Veneția, nu al Comisiei Greco, nu al Comisiei Europene, nu al Parlamentului European. Vrem în continuare să avem această mentalitate și comportament de slugă, să mergem tot timpul cu capul plecat la stăpâni, să luăm lumină, sigur că putem și o opțiune. Și din păcate asta este opțiunea României în ultimele câteva sute de ani. Am dezvoltat și această filozofie de viață. Capul plecat, sabia nu-l taie. Nu, dar îți pierzi demnitatea, îți pierzi onoarea, îți pierzi credibilitatea. De aia nimeni nu mai dă doi bani pe noi. Că noi suntem versatili, suntem supuși, suntem ușor de constrâns și de manipulat. Uită-te la unguri, uită-te la polonezi, la țările din grupul Visegrad, vezi că au o anumită decență, o anumită demnitate și nu prea poți să îi calci în picioare cum vrei tu. Din păcate, noi ne-am pierdut această demnitate. Pentru că vrem cu orice preț să facem pe plac noilor stăpâni. Nu cred că e o abordare sănătoasă pe termen lung. Deci credeți că PSD va lua act de recomandările? Sigur că luăm act. Luăm va desființa act secția specială? Ar fi... Eu am sesizat acest pericol încă din urmă cu o lună, de la deplasarea premierului și mai nou președintului PSD la Bruxelles, că a venit și în 2014 sau 2013, când a fost Victor Ponta la Bruxelles, s-a întâlnit cu Barroso, cu un tudulist și am văzut din discurs că e un ușoară tentă de renunțare și abandon pe această secție, dar ea este necesară. Pentru că ai văzut din 3.000 de dosare, automat, după ce s-a înființat această secție specială de investigare a infracțiunilor, atenție, nu e Angheluș, nu e Borza în secția aia, sunt toate magistrații, pe ei să anchetează, nu sunt numiți politic, că până la urmă președintele României trebuie să avem și reprezentarea acestui fapt. Nu este Maica Tereza, este tot un politician. Iohannis a ajuns la Cotroceni fiind candidat din partea unui partid, fiind chiar președintele unui partid și în continuare, dacă vrea al doilea mandat, va trebui să iasă la lipit de afișe tot cu un partid în spate, PNL sau o altă coaliție. Ori noi am venit și am zis, nici Parlamentul nu numește, nici Ministrul Justiției nu numește, dar nici președintele să nu numească
conducerea acestei secții și, în general, conducerea marilor parchete și, cu atât mai mult, conducerea instanțelor de judecată. De-aia avem CSM-ul, de-aia avem o lege specială, 317, privind funcționarea CSM-ului și care a abilitat încă din 2004 această instituție reprezentativă pentru magistrații din România. Ei intre acolo să-și aleagă conducătorii, să-și aplice sancțiunile, etc. Adică fără ingerință, fără imixtiuni ale politicului. Noi tocmai am venit și am creat garanții de depolitizare absolută, totală. Și am venit cu niște reguli de transparență prin care vedem și noi parcursul profesional al unui candidat pentru o funcție de conducere la parchete sau la instanțe. Am văzut într-adevăr, deci, în discurs, o atare atitudine că nu ne mai interesează. Nu ne mai interesează codurile penale, nu mai promovăm nicio ordonanță pe justiție. Cioloș, ai văzut că a mutilat 151 de articole din codul penal și de procedură penală printr-o ordonanță fără grețu, prin care chiar a dat puteri sporite seriu și l-a transformat în organ de cercetare penală, sau o abdicare însăși de la principiile comuniste care au stat la baza redactării codului penal și a codului de procedură penal din 69. Chiar și comuniștii în 69 cereau probe sau indicii temeinice ca un, atunci era procurorul, să emită un mandat de arestare. Acum, în baza unor suspiciuni rezonabile, te-am luat de pe stradă și te-am băgat la bulău. Ceea ce evident că reprezintă indiscutabil un regres de la aceste minime garanții pe care le asigură Constituția, legile țării, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Declarația Universală a Drepturilor Omului. Ar fi o mare greșeală pentru PSD și pentru guvern să desințeze această secție, pentru că tocmai ai văzut, a scos mizeria de sub preș, a arătat-o lumii, a arătat în toată splendoarea o anumită parte întunecată a DNA. Ori e bine ca pe viitor să nu, pentru oricare dintre noi putem ajunge la un moment dat în acest malaxor a unei justiții politizate, a un act de justiție aplicat arbitrar. Eu nu susțin, am susținut de la început crearea acestei instituții, secția de investigare a infracțiunilor și evident militez pentru menținerea ei. Recomandările am luat act, le citim, nu pe diagonalul, să le chiar aprofundăm, dar e cale lungă de a lua niște recomandări cu caracter obligatoriu. Atunci nu mai sunt recomandări. Nu mai sunt recomandări. Sunt ordine, sunt dispoziții, asta e. Ne predăm la înaltă parte cu toții și nu mai facem legi în România. Și venim și le luăm servite direct de la Bruxelles, de la Strasbourg sau din alte laboratoare din afară. Și că tot suntem la capitolul PSD, avem acum o nouă conducere, practic un trio format din doamna Viorica Dăncilă, domnul Teodorovici și domnul Mihai Fifor. Cum vi se pare vorba poetului, trei doamne și toți trei. Această nouă conducere a partidului? Cea mai bună formulă pentru actuala etapă în care se găsește PSD. E o formulă care poate să aducă stabilitate, care poate să conducă la recredibilizarea socială și relegitimarea politică a PSD. După eșecul europarlamentarelor, care n-a fost prevăzut de niciun mare sociolog al națiunii, chiar din contră, sau de institutele de sondare a opiniei publice și cu atât mai puțin de către artizanii PSD, a fost așa un moment de derută, de gringoladă și sigur era nevoie, nu mai vorbesc după condamnarea lui Liviu Dragnea, era nevoie să dăm o conducere stabilă și care tocmai să stăvilească acest declin. O luaseră puternic PSD pe Topogan la Vale. Poate fi Dăncilă mână de fier în PSD? Draga mea, eu spuneam încă din 28 ianuarie 2018, când a fost investită, că se va emancipa. Și o să fim martori emancipării doamnei Viorica Dăncilă de sub pulpana despotului lui Liviu Dragnea. Și adică n-au trecut prea multe luni că lucrul ăsta s-a întâmplat. Ai văzut? Are un discurs incomparabil mai legat, mai coerent, mai bun decât nu mai e Dragnea la butoane. Este o prezență constantă în media, este bine privită și se vede și în ceea ce privește parcursul PSD într-o ușoară creștere. Deci am oprit, în primul rând s-a oprit acea cădere abruptă,
a stabilizat din punct de vedere imagologic, din punct de vedere al încrederii și acum suntem într-o ușoară creștere. Tripleta Dăncilă, Teodorovici, FIFOR e ceea ce trebuia PSD-ul. Acum, pentru cât timp, nu știu, depinde de rezultatul prezidențial. E foarte probabil, posibil să fie iarăși un eșec. Pentru că e o regulă în România, președintele îl dă dreapta. Sunt mult mai mulți oameni de dreapta în România decât la, de stânga. Și atunci un candidat al stângii, indiferent care ar fi el, că e Eugen Orlando Teodoro sau poate fi doamna Viorica Dăncilă, în turul 2 va pierde în fața oricărui candidat al dreptei. Pentru că, spuneam, stânga mai sunt, câți mai sunt? 3-4 milioane de români din care au votat, ai văzut jumătate, vreo 2 milioane de români, restul cam toți sunt pe dreapta, populația urbană, intelectualitatea, tineri și diaspora. Sunt 4 milioane de români care nu votează ei, votează probabil 10%, 400 de mii, dar condiționează votul în România. Mamă, frate meu, mai vrei 100 de euro să ți-o trimit cu pachetul? Da, e, dacă vrei, votez cu X, cu Y, dar nu cu ciuma roșie. E o realitate și pe care trebuie să o avem. Sigur, PSD a făcut lucruri bune pentru foarte multe categorii socioprofesionale, sigur, discriminând alte categorii socioprofesionale. Adică a curs doar lapte și miere pentru tot ce înseamnă bugetar, tot ce înseamnă din zona de asistență socială. Dar avem și o gaură bugetară acum. Avem gaură, pentru că asta și spuneam și chiar și la tine, nu poți da la toată lumea după nevoi. Nevoile poporului întotdeauna o să fie mai mari decât posibilitățile statului. Ori am ajuns în această anomalie în care, iată, în România un bugetar e mai bine plătit decât ești tu în privat. Până la urmă, aia 4 milioane de salariați din mediul privat, aia aduc greul economiei, aia generează plus valoare la bugetul de stat. Cei 1,4 milioane de bugetari au așa o situație ușoară, trai pe vătrai, cum se spune în popor, sunt într-o permanentă stare de dolce farniente. Și sigur că e multă blazare, autosuficiență, mediocritate în sectorul public, dar până la urmă prost e la care plătește. Ori statul, într-adevăr, e un prost angajator, plătește bine și cere puțin. De asta spuneam că avem un salariu mediu brut în sectorul bugetar de 705 euro și un salariu mediu brut în sectorul privat de 534 de euro. Nicăieri în lumea asta nu cred că regăsim o atare situație. Am crescut foarte mult, foarte mult fondul de salarii, fondul de pensii, aproape că l-am dublat în ultimii ani de zile, asta cu consecința sacrificării investițiilor, a împrumutului excesiv de către România, împrumuturilor plătim în fiecare an peste 3 miliarde de euro. Am ajuns deja, am depășit acea barieră psihologică de 100 de miliarde de euro datoria totală a României. Și în locul banii ăștia cu care ne împrumutăm, înțeleg, am luat 100 de miliarde de euro. Deși 90 aveam zero. Chiar aveam de încasat vreo 3 miliarde de dolari de la niște țări prietene de prin Orientul Mijlociu. Dacă 100 de miliarde de euro pe care i-am împrumutat, am construit și noi un spital, o școală, un kilometru de autostradă, o fabrică, o uzină, din contră am falimentat peste 7500 de fabrici și uzine. Asta înțeleg să ne împrumutăm, dar să lăsăm din banii ăștia să construim ceva durabil, să rămână și generațiilor care vin după noi, nu doar să le lăsăm 100 de miliarde de euro datorii. Aici e greșeala. Că am crescut preponderent pe consum, pe importuri, în loc să creștem sănătos pe producție și exporturi. Avem iarăși un deficit cu Casa Poporului de balanță comercială. 15 miliarde de euro anul trecut, anul ăsta ne ducem spre 17 miliarde de euro ca diferență între importuri mult mai mari și exporturi. Toată această hemoragie și excedent de lichiditate din piață n-a făcut altceva decât să finanțeze milioane de locuri de muncă în afară, să stimuleze importurile și să stimuleze, evident, inflația, care e la o valoare dublă față de media europeană. Dar, pe fond, sigur, nici nu puteam la infinit să mergem cu salarii și cu pensii atât de mici. În 2012, când a venit PSD la putere, aveam un 700 de lei salariu minim pe economie. Astăzi e 2080 de lei, e 2300 de lei pentru cei cu studii superioare, chiar 3000 de lei salariu mediu brut pentru cei din construcție. Deci, iată, o creștere semnificativă. La fel, valoarea punctului de pensie în ianuarie 2012 era 732 de lei, acum e 1100 de lei,
Tocmai ce a promulgat zilele astea președintele României legea pensiilor, de la 1 septembrie valoarea punctului de pensie va fi 1265 de lei, după care, sigur, de la anul prăpădu, 1775 și în 2021, 1875. Impactul bugetar, din punctul meu de vedere, va fi mare. Suportabil anul ăsta, pentru că avem un impact bugetar doar de 8,4 miliarde de lei. Deci dacă mai strângem cureaua, dacă ANAF-ul crește gradul de colectare și aici avem o problemă, în continuare suntem restanțieri la colectarea veniturilor bugetare, dacă mai restructurăm, optimizăm pe aici, pe acolo și mai sacrificăm și anul ăsta investițiilor, vom putea plăti cei 8,4 miliarde de lei în plus la pensii. E o realitate, iarăși, părinții noștri, cei care au construit socialismul, dar România, cu cele 7500 de fabrici uzine combinate care le-am pus la pământ și tot ce vedem, că doar România după război, cum să spun, era la pământ. Ei, trăiesc dintr-o pensie absolut mizeră. Sunt pensii în continuare, milioane de pensionari cu 1000, cu 2000 de lei. Deci era evident ca o formă minimală de recunoștință să venim să completăm aceste pensii. Aici am o problemă, în schimb, cu pensiile nesimțite, cu acele pensii speciale, mai puțin de 200 de mii, la care ai văzut că ajungem la valori astronomice. Unde nu mai pune că se și cumulează cu alte beneficii. Nu mai vorbesc, un procuror de pensii înseamnă 18.000 de euro. Vorba ta, sunt oameni și chiar acum la BNR, ai văzut că am reformat, am modernizat BNR-ul prin noi înșine. Adică ne-am schimbat la vremuri noi tot noi, adică am mers pe cel de-al șaptelea mandat ca să fie bine în raport cu finanța mondială, că asta e, ne place să ne comportăm ca niște slugi și atunci evident că așa suntem. Dar de ce și-a schimbat PSD-ul? Că știm că au fost în război o perioadă. Vezi, aici mediatic, e alt o problemă de consecvență sau de inconsecvență. Când o dai cu 180 de grade ca la ploie, să nu crezi că nu vei deconta. Noi 3 ani de zile l-am înfierat cu Mânie Proletară că Isărescu e responsabil de inflație dublă, de curs valutar care crește de la o zi la alta, de gradul foarte redus de intermediere financiară. Ce înseamnă asta? Adică de creditare a volumele mici de creditare a populației și chiar a societăților comerciale. Soldul creditelor companiilor și populației a crescut în 8 ani de zile, 2010-2018, cu doar 13%, de la 209 miliarde de lei la 233 de miliarde de lei. Costul mare al finanțării sau al creditării, adică avem dobânzi de 3-4 ori mai mari decât în Europa, ori nu putem accepta că riscul de țară al României e de 3-4 ori mai mare decât în Ungaria, Polonia, nu mai vorbesc Franța, Germania, etc. Externalizarea fără motiv a aurului României 99, ratarea a două ținte în ceea ce privește aderarea monedei unice 2015-2019 și am pus un la calendele grecești 2022, 2025, așa. În fine, erau suficiente capete de acuzare pentru care zic, bă, îți ajunge să du-te liniștit, trăiește din pensie, ai deja, iată, acum pe 1 august și nu putem decât să urăm la mulți ani, o să facă 70 de ani. Dar nu e singurul peste 70 de ani. Mai sunt, dacă ne uităm în Consiliul de Administrație, vechi și noi, cu peste 70 de ani. Ori ar trebui să primenim, că dacă vezi, și societatea reclamă și la nivelul clasei politice o primenire, oameni noi, de-aia USR are atâta succes, fiind figuri noi, că or fi proști, o să vedem peste 4 ani după ce o să le dăm și guvernarea. Dar măcar punem la o parte toți acești dinozauri politici, aceste figuri terne și eterne din politica românească, care ne-au otrăvit viețile timp de 30 de ani, dar să aceeași, cum să spun, cu aceeași monedă, cu aceeași măsură, nu cu o dublă măsură, trebuie să operăm și în ceea ce privește acești dinozauri din alte instituții cheie sau fundamentale ale statului, că vorbim de autorități, de agenții, de organisme sau chiar și de BNR. Noi am pierdut electoratul progresist în 26 mai la europarlamentare, riscăm să pierdem și electoratul tradițional, sau mai degrabă nucleul dur al electoratului tradițional, care s-a identificat, a rezonat cu aceste teme de campanie.
trei ani de zile asta am spus. Băi, să răscuie rău, e vinovat de aia, 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 aia. Și dintr-o dată, bă, e vinovat, dar tot pe el mai îl punem încă 5 ani la BNR. Asta arată, cum să spun, și o doză a neputinței unei națiuni care nu e capabilă, iată, să scoată un om la BNR. Nu o să accept niciodată că 20 de milioane de cetățeni stau într-un singur om. Am înțeles că era deranj mare, că s-ar fi ostilizat chiar și opinia publică, nu mai vorbesc finanța internațională, dacă puneam un lipitor de afișe de la PSD alt, un politruc, că erau mulți care se înghesuiau, nu? Da, eu am venit și am cu 5 propuneri cât se poate de decente, cel puțin la fel de valoroase, cel puțin la fel de valoroase precum cea a lui Muguri Sărețcu. Și am venit cu 5 banchieri care toți sunt președinți de bănci mari, de bănci de sistem, fie că vorbim de Sergiu Manea de la BCR, care a fost și vicepreședinte la Este în Viena, că vorbim de Mihaela Bătu, singura femeie președinte din sistemul bancar, președinta de la ING, că vorbim de Traian Halalai, președintele de la Exim Bank, banchier vechi și el, că vorbim de Răzvan Radu, președintele de la Unicred, că vorbim de Sergiu Oprescu, președintele de la Alfa Bank și președintele Asociației România Băncilor. Deci n-am venit cu niște politruci, ci am venit tot cu niște grei din sistem. Deci oamenii care... ar fi, doar că nu e voință să înțeleg. Frate, asta, adică, trebuie să ieșim din această abordare fatalistă și în acest mit până la urmă al indispensabilității care e de sorginte bolșevică. E plin cimitirul de oameni de neînlocuit. Și noi trebuie să pregătim România de mâine cu oameni de azi, nu cu oameni de ieri, care au viziune, care au curajul reformării, modernizării, pentru că e un decalaj foarte mare între tot ce se întâmplă afară și conservatorismul ăsta care ne ține pe loc din România. Și asta e valabil la nivelul tuturor instituțiilor sau în general mentalului colectiv. Acum, revenind la PSD și la prezidențiale, sigur, probabil Eugen Orlando Teodorovici va fi candidat. Eu, păi să ne facem cu Pleșoianu, care a obținut voturi, sigur, multe la congres. 700 de voturi nu sunt puține, dar probabil dacă premierul, dacă doamna Viorica Dăncilă nu era și premier, Pleșoianu ar fi luat mai multe voturi. E normal și asta am cerut, această bicefalitate, această hegemonie, bicefalitatea puterii dată de funcția de președinte la PSD și de prim-ministru trebuia să se reunească în mâinile acelui om. Pentru că, ai văzut, din cauza acestor disfuncționalități am avut acest război permanent între președintele PSD și prim-ministru, indiferent care a fost el, Grindeanu, Tudose, chiar și Dăncilă deja ieșise din grațiile zeului și se pregătea și ei ceva. Așa este, cum să spun, practica democratică în toate țările civilizate. Președintele unui partid care câștigă alegerile automat devine și prim-ministru. Deci din punctul ăsta de vedere lucrurile erau într-un firesc cât se poate. Bun, doamna Viorica Dăncilă indiscutabil e o soluție de 1000 de ori mai bună decât Liviu Pleșoianu la președinția PSD. Poate să fie un candidat redutabil chiar și la președinția țării. Acum, probabil îl încălzesc unii pe Eugen Teodorovici, dar dacă guvernul își face treaba, și aici e și problema, a scăpat de o moțiune de cenzură, i-am spus să nu se culce pe ureche și să-și restructureze guvernul. Eu am venit în urmă cu o lună de zile cu un set de idei și de propuneri care au oripilat atunci și motiv pentru care am fost executat. N-am o problemă, nu sunt ranchiunos, important e și nici nu am paternitatea acestor idei sau orgolii în ceea ce privește aceste idei sau frustrări în ceea ce privește implementarea lor. Important e ca cei care sunt decidenți, care dețin puterea executivă sau politică să le implementeze. Sunt măsuri propune de bun simț așteptate de o țară întreagă de 30 de ani și care reclamă ce? Reformarea statului, debirocratizarea administrației, un guvern mai suplu și mai eficient, cu 28 de ministere, o comasare în ceea ce privește administrația publică locală a UAT-urilor. Difilăm cu 3200 de unități administrative teritoriale, câte vreme Polonia, o țară cu o populație dublă, are la jumătate
Ei și-au reformat în 1998 administrația, au revenit la modelul interbelic. E o mare risipă de resursă bugetară pe această administrație total ineficientă, în care aruncăm în fiecare an vreo 35 de miliarde de euro. În administrația publică locală, rezultate? Zero. România este țara celor 10.000 de kilometri de drumuri de pământ, este țara cătunelor, satelor și comunelor fără acces, vorbim de sute de astfel de localități, la apă curentă, la canalizare, la gaz și la asfalt. Adică avem armate de lipitori, de afișe, de plimbători, de hârtii, de asistente, de secretare. Adică e multă mediocritate în aparatul bugetar și în administrație. Și asta am și cerut și premierului și am recomandat, de fapt n-am cerut, ca angajarea, promovarea și retribuirea personalului în sectorul public să se facă pe criterii de eficiență și competență. Trebuie să evaluăm, să inventariem gradul de satisfacție al cetățeanului vis-a-vis de serviciile oferite de marile sisteme publice. Și aici vorbim de administrație, vorbim de învățământ, vorbim de sănătate. Sunt trei găuri negre ale bugetului de stat în care noi tot aruncăm cu banii și de la an la an mai punem câteva miliarde de euro în plus și în continuare lucrurile nu funcționează cum ar trebui. În spitalele publice se moare cu zile, la administrație stai la cozi interminabile și la disprețul și batjocăra unui funcționar care el e plătit să fie în slujba cetățeanului și nu cetățeanul în slujba funcționarului. Învățământul, vorba lui Băsescu, scoate în continuare proști cu diplome. Scheme supradimensionate de personal în toate aceste mari sisteme. Avem 13.800 de ordonatori de credite. Aproape 14.000 de instituții, autorități și agenții. Pe bune, pe vremea lui Ceaușescu aveam vreo 300. Toate astea înseamnă personal. Personal excedentar înseamnă, ai văzut, cumulat 211 miliarde de lei anul ăsta. Asta înseamnă 65% din bugetul țării, salarii pentru personalul bugetar și pe zona de asistență socială, pensii, ajutor de șomaj. Și e un paradox, adică mediul de afaceri reclamă 1 milion de locuri de muncă și noi ținem vreo 400.000 de trântori acasă pe ajutor de șomaj. Spuneați mai devreme de Teodorovici, care are șansele cele mai mari la președinția României. Astăzi, dar vedeți, României, mai mult până departe. Ai văzut, guvernul a venit și a anunțat 10 Tăricianu. Noiembrie. Sigur, în sondaje, Călin Popescu, Tăricianu stă mai bine, dar vorbeam de acei dinozauri politici. Ori Călin Popescu, Tăricianu nu s-a născut ieri. E din 90. Îl vedem în diverse filme. A avut o guvernare bună în aparență, dar proastă în realitate, 2005-2008, bună pentru că a crescut PIB-ul României și atunci a creștere economică record de 8,5% în 2008, cea mai mare în ăștia 30 de ani de capitalism, cel mai mare volum al investițiilor străine directe, 9,5 miliarde de euro, dar la fel. A umflat foarte mult cheltuielile în sectorul public. Năstase a administrat treburile țării cu 800.000 de bugetari și le-a administrat bine, zic eu, pe când Tăricianu aproape că a dublat numărul de bugetari spre 1.400.000 de bugetari. În 4 ani de zile, nu numai că a dublat numărul bugetar, dar aproape că le-a dublat și salariile. Deci, asta a fost, bomboana de pe colivă. Pentru că a venit criza în 2009, deși ne îmbătam cu apă rece, că noi așa trăim în acest mit iarăși al unicității, noi suntem miezul din nucă, suntem șmecheri, suntem intangibili, invulnerabili, lasă criza la americani, sunt multe oceane care ne despart. A venit și la noi unda de șoc și ne-a pus în cap. De la 8,5% creștere economică în 2008 la 6,6% descreștere economică în 2009. Din păcate, repetăm greșelile trecutului, nu învățăm nimic din ele, la fel se întâmplă și acum. În ultimii 3 ani de zile, la fel, fără număr, pomeni în sectorul bugetar, am crescut cu 73 de miliarde de lei cheltuielile de asistență socială și de personal doar în ultimii 3 ani. Asta înseamnă 15 miliarde de euro, iar înseamnă niște multe autostrăzi, Comane, Brașov sau Pitești-Sibiu sau o uzină, o fabrică sau un combinat costă undeva la 1 miliard de euro. Deci în fiecare an puteam să facem 15 uzine, fabrici sau combinate. Sau puteam să facem 1500 de kilometri de autostradă. L-am făcut? Nu le-am făcut. Le-am băgat în pomeni. Ori pomenile astea se duc în inflație
și erodează până la urmă puterea de cumpărare a celor 4 milioane de oameni care muncesc din greu în mediul privat, pe salarii mai mici decât în sectorul bugetar, și, cum spuneam, degradează și acest indicator al deficitului de balanță comercială. Ce am mai cerut? Am cerut transparență, bună guvernanță și mai ales o guvernanță corporativă în ceea ce privește managementul companiilor de stat. Mai avem doar 123 de companii cu capital de stat, din peste 660.000 de firme înregistrate la Registrul Comerțului. În 2011 a venit acea ordonanță pe care am salutat, 109, privind managementul corporativ la companiilor de stat. În perioada 2012-2013, când făceam și eu istorie la Hidroelectrica, au venit echipe manageri la toate companiile de stat, că vorbim de Romgaz, de Transgaz, de Transelectrica, Electrica, Hidroelectrica, Nuclear Electrică, Oltenia, și lista poate să continuă, niște oameni buni, în special aduși din privat, cu background profesional, cu curaj, care au restructurat atât cât au putut și care au eficientizat și profitabilizat foarte mult companie. În ultimii 2 ani de zile am renunțat la exigențele acestei ordonanțe și iar am politizat managementul companiei și rezultatele se vor vedea. Am cerut predictibilitate în ceea ce privește legislația și în special legislația fiscală. Am cerut dialog cu mediul de afaceri, cu mediul antreprenorial și am cerut protecție pentru capitalul românesc și încurajarea și promovarea antreprenoriatului românesc. Capitalul românesc și antreprenorii români nu migrează în perioadele de recesiune. Ei rămân în continuare cu banii aici în România, creează locuri de muncă, plătesc bani la bugetul de stat. Cu puține excepții, ei sunt cei care au o conduită fiscală onestă. Pe altă parte, vorbim de o hemoragie de capital. Iată, e o realitate. În ultimii 2-3 ani de zile, valoarea ieșirilor de capital sunt duble față de intrările de capital. Adică ies 6 miliarde de euro din țară și intră doar 3 miliarde de euro investiții străine directe. La fel și aceste practici privind optimizarea fiscală pe prețuri de transfer, pe vânzarea unor NPL-uri cu haircut de 90% sunt o realitate. Vorbeam de Tăriceanu. Surse politice susțin că Tăriceanu ar lua în considerare un plan B alături de Victor Ponta. Cei doi să fac o alianță pentru prezidențiale. Nu cei doi, cei trei. Aici e un scenariu. Cât de viabil vi se pare acest scenariu? E un scenariu viabil. Dacă tripleta Dăncilă, Teodorovici, FIFOR, nu își recâștigă electoratul, în primul rând electoratul PSD, de la 4 milioane de votanți în urmă cu 3 ani de zile la 2 milioane și a pierdut jumate din ei, nu? Atunci, sigur, poate să fie o soluție de avarie USR3, adică o alianță, iarăși, ALDE, Pro-România, PSD, ca să vină ca o contrapondere. Eu vorbeam de o alianță Ponta-Tăriceanu. Fără PSD, PSD să aibă candidat propriu. Nu, n-are. Pentru nu că, vi se pare viabil acest scenariu? Nu, deci, da, dragă Marinela, ALDE cu 4%, cu Ponta cu 6%, înseamnă 10%. Atâta timp cât PSD nu te mai vrea? Cu 10% nu faci nimic, n-ai nicio relevanță cu 10% politică. Nu, și PSD s-ar putea să fie în situația că dacă el nu reușește să ajungă spre 30%, undeva spre 20%, acum va trebui să-și caute aliați. La fel, cu 20%, tot opoziție scrie pe tine. Dar va accepta tradiționalul electorat PSD să aibă un alt candidat de la alt partid și nu de la PSD? Nu, dar iarăși un candidat, PSD poate să vină cu un candidat mult mai bun decât Călin Popescu-Tăriceanu. Cum ar fi? Sunt ca oameni de o foarte bună valoare și aici e de fapt marea drama PSD-ului și în general. Uită-te și PNL. PSD a venit cu Muguri Sărescu la BNR și cu aceiași oameni. Mă așteptam măcar PNL să schimbe oameni. Are un Virgiliu Stoienescu, are deja 74 de ani. În continuare PNL a venit cu Virgiliu Stoienescu, Eugen Nicolaescu, viceguvernator, are și el spre așa, e la fel de conservator, n-a schimbat. Nici PSD-ul n-a schimbat.
Alde, ai văzut că a venit cu Dan Radu Rușanu cu 74 de ani ca să... sau 70, tot spre 70 de ani, ca să fim bine înțeleși. Cei care au înțeles acest mesaj din partea societății, al schimbării, cine a fost? UDMR și USR. USR a venit cu un băiat de 33 de ani, care chiar vecin de palier la mine, la sediul de avocatură. Ne salutăm dimineața, să trăiești, să trăiești. Cristian Popescu nu se confunda cu fostul viceguvernator. Are 33 de ani. E director de investiții la NN Pensii. Iar ungurii, măi, ieșiți mai hotărâți, cum băia și mai tânăr de 32 de ani, economist la banca ungurească, la OTP Bank. Bravo, domne. Că mă, iată că există și oameni. La fel și în PSD sunt atâția economiști foarte buni, oameni de valoare, chiar și pentru prezidențiale. Dar dacă nu găsim intern, putem convinge un candidat independent să candideze sub cei trandafiri și cu șanse mari. Dar la momentul ăsta, evident, pe val este USR și este PNL. Foarte probabil ca USR să dea și președintele. Și asta spun, atenție, chiar și Iohannis are o problemă. După cum, pentru alegerile locale și parlamentare, USR și secundat de PNL vin cu prima șansă. PSD are și el o șansă. O șansă imensă dacă va ști să și-o valorizeze, să și-o fructifice. Și asta am spus și premierul și altora. Azi v-a trecut glonțul pe la ureche, moțiunea de cenzură. Nu vă culcați pe ureche. Remanea sau restructurați guvernul. Veniți cu mai puține ministere. Schimbați 70% din miniștri. Toți miniștri de ALDE, din punctul meu de vedere. De schimbări? Toți miniștri, cei patru miniștri de la ALDE ar trebui să plece. 60% din actualii titulari de portofoliu de la PSD ar trebui să plece, să venim cu o garnitură de oameni noi. Și e o perioadă de liniște acum, iulie-august. DNA-ul e în vacanță și Parlamentul e în vacanță, nu prea aveți știri. Uite, dovadă că mă chemați și pe mine, că Alminteri în sezon competițional mă chemați odată la 5 luni. Acum povară e bun și Borza, că șmecherii sunt la Costa de Azur, sunt la Miami, ne trimit vedere. Hai să îl băgăm în seamă și pe Borza. E, miniștrii ăștia noi, care vin, cum să spun, cu un credit, orice om, o funcție, are un cec în alb, care de regulă durează 3 luni. Dacă știu să fructifice acest cec în alb în astea 3 luni, domnule, poate să, cum să spun, să aducă într-o altă lumină guvernarea PSD. Pentru că PSD a făcut lucruri bune, ăsta a fost și motivul pentru care eu m-am dus la PSD. Unul, că n-am fost de acord cu această campanie de demonizare în un partid, până la urmă, reprezentativ și identitar pentru România. PSD și nu alt partid a băgat România în NATO și în Uniunea Europeană. PSD a crescut acolo unde a trebuit și salarii la medici și la profesori și la alte categorii unde chiar se simțea nevoie. Că nu a și condiționat de performanță, de productivitate, de eficiență. Sigur că aici devine PSD. Dar, per total, PSD a făcut mai multe lucruri bune pentru țară decât rele. Și asta spuneam, garnitura asta de miniștri noi, dacă vor fi în fiecare zi pe șantier, băi, la un spital, la o școală, la un capăt de autostradă, dacă se vor implica în debirocratizarea aparatului guvernamental, administrativ, dacă vor ști să dialogueze, pentru că de fapt asta a fost PSD din totdeauna, brânză bună în burduf de câine, lucruri foarte bune care le-au, pentru că aici e și marele paradox. PSD a luat mult mai multe măsuri de dreapta, de stimulare economică decât le-a luat vreodată PNL. Da? Vezi, n-a știut să comunice și atunci toată această furie populară a venit ca un trezen pe PSD. Deci acești noi miniștri vor putea să-și facă imagine, vor putea să recâștige încrederea din partea, în primul rând, a propriului electorat și chiar să meargă pe zone, pentru că vezi tu și pe tineret, gratuități, pe transporturi, pe dar CFR, sunt burse, încă unii miniștri de care n-am auzit nimic 500, până acum, adică sunt sute, despre ce vorbim. Da, sunt 500 de milioane de euro în programe pentru tineret, de stimulare a creativității, a ingeniozității tinerilor. Sigur că sunt miniștri, toți acești miniștri pe care nu i-ai auzit nici tu și chiar și eu care trăiesc printre ei, trebuie să plece. Toți acei miniștri care probabil în multe puncte de vedere și-au făcut datoria, dar sunt alte probleme care aduc un prejudiciu de imagine. Uite, cum e ministrul Meleșcanu sau cum e ministrul Carmen Dan. Mă, au greșit, n-au greșit,
dar în accepțiunea populară a multor oameni ei au o vină pentru ceea ce s-a întâmplat în 26 mai la europarlamentare, cu niște zeci de mii de români care n-au putut să voteze. Acum, sigur că și asta a fost exploatată politicianist și propagandistic. Că dacă te-ai fi trezit dimineața și ai fi fost de bună credință și nu te-ai fi dus la 9 fără 5 minute, sigur, era altă treabă. Dar, în orice caz, am venit și am corectat. Eu sunt unul dintre oameni care a militat tot timpul pentru exercitarea acestui drept civic, dreptul de a la vot. Și chiar am vrut la un moment dat să modific legislația și să bag obligativitatea votului. Pentru că pe mine, ca cetățean, nu mă interesează ce partid vine la guvernare, dar vreau ca acel partid să aibă cât mai multă legitimitate. Pentru că un partid cu 10-20% nu o să poată să facă să-și asume reforma statului, modernizarea instituțiilor statului. Avem nevoie de un partid sau de alianță de partide cu 60-70% care să schimbe România din temelii, care să o modernizeze, să o civilizeze, să o europenizeze. Dar pentru asta ai nevoie de un mare suport popular, pentru că va trebui să-ți asumi niște măsuri, nu întotdeauna populare pe moment, dar cu beneficii incomensurabile pe termen lung. Și, sigur, în măsura în care... Bun, și vorbeam și de Carmen Dan de la Ministerul de Interne. Asta e, sunt acarii pe unii în politică, de contest chiar și atunci când ai vină. Am venit și am corectat, inclusiv pentru alegerile prezidențiale, văzut, am fost în sesiune extraordinară săptămâna trecută și am zis 3 zile pentru românii din diaspora. Dar vestul din 4 milioane de români sunt înregistrați vreo 300 de medică. Hai să fim cu spirit civic până la capăt. Votul, și asta este marea revoluție, marea însemnătate a europarlamentarului din 26. N-are relevanță că a luat, că a urcat USR spre 25% sau PNL 25% sau că a venit PSD la 25%. Nu, ăsta e marele câștig. Marele câștig este că românii au conștientizat forța votului, că prin acel atât de ignorat vot se poate schimba România în bine, că putem să-i trimitem acasă, pe hoți, pe trântori, pe trădători, pe amante și ce o mai fi prin politică sau acoperiți. Și că putem aduce niște oameni care într-adevăr au viziune și au curajul schimbării. Ăsta e marele câștig. Și va trebui de acum încolo să ne obișnim cu participare la vot care să, la fiecare scrutin să depășească 50%. Vom avea 60% la prezidențială, spre 60% la locale și spre peste 50% la parlamentară de anul viitor. Ori trebuie să pregătim și logistic. Ori am zis, 3 zile pentru românii din diaspora, vineri, sâmbătă, duminică. Inclusiv votul prin corespondență, dar să știi că ne-am avut și acum... 3 ani de zile vot prin corespondență și au votat 3.000, s-au înscris, s-au înregistrat 1.000 și au votat 3.000. Fraților, acum, bun, noi, clasa politică, nu o să mai putem fi acuzați că nu am creat mecanisme sau că nu am ușurat nevoia celor care într-adevăr vor să voteze să o și facă efectiv, nu doar declarativ. Deci PSD, dacă știe să guverneze corect astea 6 luni, pentru că imediat în septembrie o să vină o moțiune de cenzură. Dacă o să se certe în continuare, dacă nu o să schimbe, o să vină o moțiune de în septembrie care s-ar putea să treacă. Pentru că doamna Dăncilă și cu cei doi, ceilalți doi corifei, Teodorovi și Fifor, trebuie să aducă unitatea și armonia în PSD. PSD încă este divizat. Sunt multe facțiuni în partid care unii trag cea și altul hăis. Această echipă poate să aducă dialogul, să întroneze dialogul, decizia colectivă, pentru că noi am asistat în ultimii ani la un fel de verticalizare a puterii. Adică decizia e luată doar de Dragnea și un cerc foarte intim de acoliți. Și asta e, organele reprezentative ale partidului CEXU sau Biroul Politic Permanent erau doar de decor, acolo să ridice mâna. Tare mă tem să nu se întâmplă lucrul ăsta și sub mandatul. În măsura în care vom asista la o democratizare internă a deciziei în PSD, la mai multă implicare în actul de guvernare și responsabilizare, vezi tu, toate acele măsuri acum sunt un leitmotiv.
măsuri propuse de mine în urmă cu o lună de zile. Sunt un alt motiv în discursul lui Viorica Dăncilă și lui Orlando Teodoro. Eu nu pot decât să-i aplaud. Foarte bine, bravo. Așa faceți. Trebuie să inventarim puzderea asta de mii de instituții și agenții ale statului, să vedem fiecare cu ce se ocupă, să vedem sutele astea de mii de funcționari, de angajați la stat, dacă au obiectul muncii, dacă nu, să mai trimitem pe unii și în privat. Că ai văzut că săracii patroni români cer un milion, nu 10.000, un milion. Faptul că le-am mărit noi contingentul la muncitori non-UE de la 10.000 la 20.000, păi cu o floare nu se face primăvară. Ce faci cu 20.000 de muncitori străini câtă vreme tu ai nevoie de un milion? Noi am fi putut crește, nu cu 5, probabil am fi putut crește cu 7% și să fi avut o creștere sănătoasă, o creștere economică sănătoasă pe producții și export cu condiția să fi avut și forță de muncă. Da. Domnule Rămuț Borza, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag pe rând. Mulțumesc. Vă mulțumim.